Am înțeles, ești troll, ok. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Am uitat să mă iau. Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Road to Global pe Wingman. Wow. Wow, aproape s-a olărit omul din pit. Aproape. Imediat, asta zic. Și următorul, la graveyard, nice. Am înțeles, ești troll. Ok, da, no panic. M-am jucat cu puțin delay la prima rundă pentru că a trebuit să îmi ascund numele, pentru că al meu nume e ofensiv și contra regulilor YouTube, presupun. Și am zis să fac chestia asta ca să nu-i dau mut direct să-i se ascundă numele și așa mai departe, să fie pe roșu. Și mă rog, am zis că poate comunicăm totuși, chiar dacă numele lui este nasol. Dar aparent e puțin troll și degeaba am făcut chestia asta. Că mai bine o dădeam direct așa cum era și îl puneam pe el pe mut și mă înșcam și eu pe normal. Le vedeam numele adversarilor și așa mai departe. Salut, bro, mamă, te-ai dus 3-0, avem și suntem pe Tero, nu-mi vine să cred lucrul ăsta. Vă invit să apăsați butonul de like și să lăsați un comentariu jos acolo pentru algoritm, my friend-o, și o să vă întreb și în acest episod, pentru că la episoadele anterioare, când am filmat cu camera din celălalt unghi, nu prea am văzut atât de multe comentarii legate de chestia asta, deși v-am întrebat și v-am rugat să-mi spuneți cum vreți și cum vi se pare, dacă vi se părea mai mișto unghiul ăla. Vreau să spuneți în comentarii, my friend-o, dacă vreți să folosim camera de live pe episoade, dacă se vede mai bine aia, pentru că știu că aia primește foarte, foarte multe complimente. Gen, decorul primește foarte multe complimente pe live, dar la episoade nu prea. Bă, uite, mă, era pe short. Short, asta e short. Nice, el e pe mut, vorbește și el, nu mai auzim nimic. Asta este ghinion și mi-am luat din nou full buy și olărim all around 5-0-1. Hai să mergem peste, avem 4 luni de luate. Mamă, și nade la picioruș, asta nu e bine. Ia să băgăm un flash la mișto așa, fără caps lock, te rog frumos. Am băgat caps lock-ul pe on din greșeală. Casa s-a băgat careva? Nu cred că e băgat casa. Da, e băgat pe short. Și al meu, când a murit, n-am auzit gloanțe. What? Când a murit al meu? Când am rămas singurel? Mamă, chiar n-am fost atent, lol. S-ar putea să facem globalul meciul ăsta, așa că vreau să-i dăm full focus. Oricum avem deja 4 runde, ceea ce e absolut minunat. Adică mai bine atât nu se putea. Petro, să ai 4 runde pe blană rău. Să băgăm un nade aici. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Și-au dat smoke-ul ăsta prost. Și al meu, probabil că a fost olărit de AVP și runda trecută. Mă gândesc, presupun. S-ar putea să avem om la acoperiș. Da, era acolo, dar i-am dat 22, na, nu-i vedeam capul, nu știam unde trag prin smoke. Anyway, 2-4, încep să urce și ei la runde acolo, ceea ce nu prea îmi place, așa că o să-mi iau un Mac 10 și mă bag direct tare pe short, nu mai zic nimic. Go fast short, bro. Go fast short, hai să vedem, se bagă tare pe short sau sal? Se bagă cu mine? Bravo, mă, bravo, ești un creier, asta zic. Și ultimul este AVP și este pe lung și s-a mai luat o rundă și avem 5-2. Let's go, mamă, campiones, noi suntem. Hai că poate mă olărești cu trasul tău la mișto cu AVP. Uite, mă, ce face el. Se plictisea, a zis că e prea bine că avem arme și toate cele, să mă olărească un pic cu polarul. Este bomba, ce e aia bomba, n-ai nevoie de aia. De ce dai, mă, smoke-ul ăsta? Nu pot să înțeleg de ce dă smoke-ul ăsta, sincer. Da, mă rog, nu, e probabil că el are tacticile lui. Probabil că sunt foarte curios ce era în care sunt curios să vedem la final. Dar, cum am spus, el are tacticile lui. Știe el ce face acolo, se descurcă, nu e problemă. Nu mă mai interesează oricum chestia asta cu coechipierii. Și să sper să am coechipieri blanaos, pentru că nu prea s-a mai întâmplat atât de des în ultima perioadă. Hai să vedem unde te duci. Ai go short? Du-te pe lung, hai, du-te pe lung așa. Du-te acolo, du-te că stai bine pe lung. Aha, short. Na, mă, mamă, ce l-am ratat pe ăla. N-am warm-up, că era easy kill, dar n-am. E primul meu match. Ca de obicei, na, vă dați seama, făcând live seara și pe live mă joc mult și mă încălzesc și toate cele. Nu prea am cum să filmez tot seara, noaptea, ar însemna să stau până dimineața, ceea ce nu prea mai obișnuiesc să fac, pentru că după aia stau până foarte, foarte dimineață și să editez și chestii, că n-am răbdare, mă bag să editez clipurile destul de repede după ce filmez, nu le las să stea, că dacă se strică.
Și na, în principiu mă joc mai devreme și înregistrez, iar seara fac live-ul. Wow, mama, am zis că direct pe cap îi trag lui enemy purple, dar n-a fost să fie. 6-4, nu prevăd un viitor prea strălucit pentru meciul nostru dacă o ținem așa. Așa că o să-mi iau un pistol și o să stau în site. O stau în site pentru că îmi doresc foarte mult globalul. Nu vreau să fac prostii, să arunc meciul, o să mă lupt pentru meciul ăsta. Pentru că chiar s-ar putea să fie ăla de global. Știți ce zic? Bun. Foarte bun. Asta vedem. Poate să fie pe short, adică logic așa ar fi. Dacă nu sunt amândoi acolo, unul să vină pe aici sau prin casă. Și este pe mid. La boiler. La olării pal meu, nu cred. Băi, și se bagă? Se bagă, trebuie să dăm aici să avem mega reacție. Când fac strafe-ul și văd capul direct pe cap să fie. De un pic cam dificil. Sau nu, mamă, hai că mi-a ieșit fix ce mi-am dorit să fac. Adică e blănică rău de tot. Și avem acum de toate, avem 7-4. 8-0-5 scor, 7 MVP-uri totuși. Chiar dacă n-am scorul foarte mare, avem MVP-uri multe, ceea ce e de ajutor. Bine, acum că am avut un match după ce am dat de rank, în care efectiv am avut vreo, cred că 15 kill-uri, v-am mai zis și în episoadele anterioare. Și match-ul ăla am avut 9 MVP-uri la final. Adică toate le-am luat eu. Nu mai zic nimic, că rank up n-am vrut să-mi dea la ăla, deci de ce să mă bucur că am 7 acum dacă nu mi-a dat la 9? Bine, totuși e destul de random sistemul. Deci și voi și... site. Mamă, dar ce s-a băgat el în site, mă, nu pot să cred. Ia, face ceva al meu cu scout-ul. Domnul Yellow. Where are you going, Yellow? How? Nu cred că e runda, sincer. Am un feeling prost pentru runda asta. Nu cred că e. Da, 7-5. Asta este. Bă, dar mi s-a băgat ăla așa pe neașteptat însă, sincer, nu mă așteptam. Nu s-a atât de încordat ca la Faceit, ar trebui să luăm mai în serios treaba. Ar trebui să o dăm full focus. Fiți atenți, mi-au polar și sări direct în pit. Pe aici, pe la graveyard. Aha. One shirt. Ce să-i face? Enemy yellow. A, el a dat flash-ul. Enemy plus yellow, pardon. Deci al meu a dat flash-ul ăla și eu l-am luat. Probabil că l-am și văzut, dar eram focusat pe short, pe adversar. Și au 7, avem 7-6, dar au 6 runde, gen, știți? Nu e bine. Au 6 runde, e prea mult. E mult prea mult. Ia să vedem. Aha, hai că e bun smoke-ul ăsta. E foarte, foarte bun. Uai, nu. Asta zic. Asta zic, mamă, 8-6 le-am asigurat măcar egalul, măcar atât. Mamă, genial, absolut genial. Puteți să ne luăm armurică, puteți să-i dăm... Nu, ți cumpăra că-ți dau eu drop, mă, și-a cumpărat. De ce ți-ai cumpăra, mă, că-ți dădeam eu drop, băi? Băi. Și fiți atenți, o să țin din partea asta. O să țin de aici. Trebuie să iasă el powerin aici pe... Mă... Nu e bine. Sincer. Hai că da, mamă. S-a băgat înapoi în short el să dea molly. Păreri? Mamă, prost am jucat. Nu-s pe ele, se vede că n-am urmat pe ăla. Hai de capul meu. Hai, da, a intrat, mă. Norocul a fost de partea noastră, a intrat până la urmă. S-a dus frumos, ia să vedem aici. Enemy Purple, enemy yellow, sunt foarte curios ce rank au și dacă vine rank up-ul. Vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu 2 Amflash, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxima friendos și vă aștept și pe Insta Amflash cu 0. Rankuri, al meu lem
Iar ăștia suprem. Și nu vrea să-mi dea globalul ăla, mă. Bă, e incredibil, mă. Cred că puteam să joc fantastic. Puteam să facem, nu știu, 9-0 și să am 20 de kill-uri. 9 MVP-uri, uitați-vă un pic. 9 MVP-uri. Cred că am avut scorul destul de mare. Nu m-am uitat la scor, gen. Nu kill-urile, ci scorul ăla din dreapta. De acolo, da, wow. Nu vrea să-mi dea. Asta este. Poate data viitoare. Spuneți-vă în comentarii în câte meciuri credeți că o să iau globalul. Pentru că deja cred că e un challenge mare rău de tot să le facem globalul pe Wingman. Eu am fost Flash. O zic mai bună. Pa, pa.